Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Camelia Varga și vă prezint știrile Agro TV. Un nou focar de pestă porcină africană a fost confirmat la o crescătorie de porci situată într-o zonă relativ izolată în insula Marea Brăilei, informează Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor. Crescătoria se află la 20 de kilometri de cea mai apropiată localitate din județul Brăila și la 5 kilometri față de localitatea Carcaliu din județul Tulcea, între acestea fiind barieră naturală Dunărea-Brațul Măcin. Focarul a fost notificat către Comisia Europeană și Organizația Mondială pentru Sănătate Animală. Ancheta epidemiologică este în desfășurare. Agenția Națională pentru Zootehnie, prin Direcția de Inspecții și prin structurile teritoriale, realizează activitățile de control al performanțelor genetice la ovine și caprine. Verificarea este realizată în baza metodologiei de lucru, aprobată de Registrul Genealogic și avizată de Agenția Națională pentru Zootehnie. În urma acestei activități au fost dispuse următoarele măsuri și sancțiuni: excluderea efectivelor de animale din controlul oficial al performanțelor, excluderea crescătorilor de la acordarea ajutoarelor de stat pentru ameliorare până la remedierea deficiențelor, neavizarea documentației tehnice pentru încasarea ajutoarelor de stat pentru ameliorare, suspendarea eliberării de certificate de origine și chiar retragerea acreditării asociațiilor în cazul în care respectiva asociație nu a respectat în mod repetat, continuu sau general cerințele legislației în vigoare. Ameliorarea populațiilor de ovine se realizează cu dificultate din cauza intervalului relativ mare între generații, 4 ani, și numărul mare de reproducători reținuți la montă. Pentru realizarea obiectivelor ameliorării și obținerea performanțelor dorite, se mențin la reproducție doar reproducătorii care provin din părinți și bunici înscriși sau înregistrați în Registrul Genealogic Rasial, pentru care se poate estima valoarea genetică pe baza informațiilor de performanță obținute din controlul oficial. În lipsa acestor informații, un mascul nu poate fi certificat ca reproducător în cadrul unui program de ameliorare, deoarece nu îi se poate stabili valoarea genetică, aspectul unui animal fiind determinat atât de factori genetici cât și de factori de mediu, fermă, an, sezon. Programul Tomata categoric se îndreaptă către un succes extins în toată țara. De exemplu, dintr-o analiză a Direcției Agricole Caraș-Severin, reiesc clar beneficiile actuale ale programului, cu atât mai mult cu cât județul Caraș-Severin nu se află în zona de favorabilitate a legumelor cultivate în spații protejate. La nivelul județului Caraș-Severin s-au comercializat aproximativ 31 de tone de tomate produse de 17 fermieri din diferite zone ale județului. Birocrații Direcției Agricole Caraș-Severin spun că roșiile cu gust bun au fost vândute în mai toate piețele Banatului, în Timișoara, Lugoș, Caransebeș, Reșița, Oravița, Bocșa, dar mai ales direct de la poarta fermei, cum este cazul multora dintre fermieri. De asemenea, în magazinele mici din Caransebeș și localitățile învecinate au putut fi găsite roșii provenite dintr-o seră de la Zăgujeni. La fel cum în Vărădia, o familie care cultivă cu multă pasiune tomate n-a putut face față comenzilor venite de la localnici sau de la magazine. Un fermier din Rusca Teregovina vinde direct de la poartă roșii de o calitate excepțională, fără nici urmă de pesticide sau îngrășăminte chimice. A venit cu dovezi purtătorul de cuvânt al direcției, citat de presa locală. Reamintim că ajutorul de minimis este de 3.000 de euro pe an pentru fermierii care cultivă minimum 1.000 de metri pătrați de tomate în solarii și sere și comercializează minimum 2.000 de kilograme de tomate în perioadele de extra sezon, adică ianuarie, iunie și noiembrie-decembrie. Pentru ciclul al doilea, alți 18 fermieri se pregătesc să aprovizioneze piețele Banatului cu roșii autohtone. Se așteaptă o recoltă de cel puțin încă 33 de tone până în luna decembrie. De asemenea, la nivel național, impactul este unul pozitiv, care se regăsește direct în prețul corect practicat la tarabe, acolo unde vând producătorii beneficiari ai programului. De mai bine de două decenii, piața românească este invadată cu tot felul de produse aduse din import, timp în care producătorii autohtoni luptă din răsputeri să rămână pe o piață dominată de marile lanțuri de magazine. Vorbim de cei care trudesc de dimineața până seara în grădini și în sere,
cultivare, iar tot ce produc vând în piețele din România. O echipă Agro TV prezentă în piața centrală din Sibiu a vrut să afle chiar de la sursă cum se mai târguie în zonă. Într-o piață concurențială unde legumele din import pur și simplu au penetrat piața românească, în Sibiu oamenii reușesc cu greu să-și vândă legumele, să-și vândă produsele românești la prețuri rezonabile. Cum reușiți să faceți față pe o piață concurențială cu supermarketurile? Cum reușiți să aduceți oameni? Greu, foarte greu, foarte greu. Ne descurcăm, de concurează la maxim. De toată ziua le rupem pe masă, încercăm să le spunem că sunt bune, că sunt în producția noastră și zic că, ba că sunt moi, ba că le place și de acolo, acolo se duc. Dar de ce credeți că aleg mai mult un supermarket decât să vină la piață și să aleagă un produs românesc? Bine, să-și pună singuri în pungă, cred că de asta zic, că să-și pună ei. Sau nu e că cumpără și alte produse de acolo. Dar încă oamenii mai știu să târguiască aici la Sibiu? Da, știu. Respectă tradiția totuși. De ce se duce românul să-și cumpere produsele din supermarket și nu vine la piață să aleagă fiecare produs în parte? Acolo spune că e mai ieftin acolo. Este mai scump din cauza asta, da. Ați intrat într-un supermarket și ați făcut o analiză a prețurilor? Nu m-am dus. Nu m-am dus, dar văd eu când spun că mai bine merg acolo decât la noi. Din Olt în Sibiu să vă vindeți produsele? Păi aici vindem de 10 ani, 10-15 ani vindem. Cum reușiți totuși să faceți față pe o piață unde foarte multe legume vin din import la prețuri, să spunem, mai mici? Deja acum clienții au învățat marfa și de unde se învață să cumpere, dacă e lucru bun, vin și cumpără în continuare. Nu mai se face deosebire între marfa de export și marfa românească. Cum este piața din Sibiu? E o piață liniștită, o piață bună. În piețele din Bârlad, scandalul brânzei infestate lasă urme adânci și în afacerile cu pepeni. Subiectul este detaliat într-un reportaj al unui jurnalist de la Est News, care își începe ancheta cu o întrebare. Citez. Cum se folosesc vânzătorii de pepeni de scandalul brânzei infestate ca să-și vândă marfa? Tradiția vânzării pe încercate a pepenilor dă semne să apună la Bârlad, unde mulți comercianți au fost loviți brusc de grija pentru igiena consumatorilor și nu mai vor să încerce marfa. Inspirați de recentul scandal al cașului infestat, precupeții le explică mușterilor că nu mai au voie să înțăncușeze pepenii decât cu brânza, fiindcă pândește pericolul microbilor. Și pentru că ideal este să se lucreze cu materialul clientului, ziaristul de la Est News a început să vorbească cu distinși cumpărători. Cităm. Am venit de două ori în această săptămână la piață. Niciunul dintre vânzători nu a vrut să mi-l încerce. Unul mi-a spus că nu mai este voie să se folosească cuțitul, altul că de când s-a găsit caș infestat în piață, nu mai este voie să se taie pepenii, pentru a nu intra microbii. Păi eu am 60 de ani și până acum nu am auzit așa ceva, a declarat un client al pieței. Cu siguranță, când oborul se va umple de pepeni, comercianții își vor da seama că tot metoda încercatului stă la baza câștigurilor sigure. Așadar, clienții pieței Sfântul Ilie trebuie să știe că nu există nicio interdicție din partea autorităților. Reprezentanții DSP, Protecției Consumatorului, Poliției Economice și DSVSA au declarat că motivele pentru care comercianții nu vor să taie arbujii sunt simple invenții. Pe terenul din spatele casei, o familie din Amara, județul Buzău, cultivă sute de fire de trandafiri. Cei doi soți au moștenit afacerea cu flori de la bunici, așa că, fără să fie horticultori de meserie, au pornit pe acest drum, iar acum, după ani de muncă, culeg roadele. 26 de specii de trandafiri pentru care au contracte ferme cu primării și firme de amenajări. Pe o suprafață de 2 hectare, cei doi buzoieni au cultivat sute de fire de roze, dar le-au trebuit 15 ani de muncă ca să ajungă aici. Această pasiune o moștenim din familie. Bunicul nostru, din partea mamei, s-a ocupat cu partea horticulă, să zicem, cu pomi, cu viță de vie, cu trandafiri. După aceea, un unghi de-al meu, fratele mamei, care a fost șef la o pepinieră aici, care era comunei a primăriei. După aceea, după Revoluție, am început-o ca afacere de familie, împreună cu unchiul, cu părinții mei, cu noi. Din 2003 am lucrat în silvicultură, în 2003 m-am retras aici și m-am axat numai pe așa ceva, pe această afacere.
Pe cât sunt de parfumați și frumoși, pe atât de mult trebuie îngrijiți. Așa că buzoienii merg zilnic pe câmpul de trandafiri. Au reușit să crească butași sănătoși, adaptați climei din Bărăgan. Este foarte greu să-i ținem, să-i tratăm de dăunători, să-i prășim, este greu. Multă muncă, foarte multă muncă. Am învățat în timp, că nu m-am ocupat dintotdeauna și acum chiar o fac așa, cu drag. A devenit o pasiune. De la plantare și până la recoltare este nevoie de 2 ani, iar asta face ca profitul să nu fie pe măsura așteptărilor, așa că familia a căutat soluții pentru a-și crește veniturile. Marcotele de măcești pe portaltoiu pentru viitorii trandafiri sunt marcote cumpărate din Olanda. Este primul an când folosim așa ceva. De ce? Practic câștigăm un an de zile. Înainte produceam portaltoiu din măceșe, care trebuiau adunate, sparte, scoase semințele, stratificate, semănate. Mai existau ani când erau dăunători și când încolțeau, ne mânca portaltoiul. Acum cumpărăm marcotele din Olanda, le plantăm și în 3 luni altoim și facem viitorii trandafiri din ele. De pe câmpul din spatele casei, florile ajung la firmele de amenajări, cu care buzoienii au făcut contracte ferme, încât să-și asigură desfacerea producției. Butașii de trandafiri sunt vânduți de 5 ori mai ieftin față de cei comercializați în florării. Mierea din Vâlcău de Jos și pălinca de Bădăcin sunt două produse naturale din Sălaj, selectate să reprezinte România la prestigiosul festival dedicat produselor naturale și sănătoase Terra Madre din Italia. Despre mierea produsă la Vâlcău de Jos, botanistul Casei Regale a Marii Britanii spunea că este probabil cea mai bună din lume, datorită biodiversității din această zonă rurală. Celălalt produs sălăjan selectat, pălinca de Bădăcin, este făcută într-o întreprindere locală care a reușit să se impună pe piața produselor tradiționale. Se laudă ziariștii de la Graiul Sălajului. De remarcat că Terra Madre reprezintă de fapt o rețea de oameni dedicați agriculturii și produselor agricole, pasionați, răspândiți în lumea întreagă, dedicați consolidării modelelor de producție locală, tradițională și sustenabilă. Terra Madre reprezintă o înțelegere diferită și mai complexă despre calitatea hranei a produselor, luând în considerare resursele de mediu, caracteristicile senzoriale a produselor alimentare, demnitatea producătorilor și sănătatea consumatorilor. România se află pe primul loc la exporturile din Republica Moldova, urmată de Italia și Germania. Acest lucru relevă o schimbare de optică a companiilor moldovenești și deja în primele luni ale anului 2018, peste 25% din totalul exporturilor sunt direcționate tot spre România. În același timp, livrările de mărfuri și produse în țara vecină le devansează pe cele din toate statele din CSI, care reprezintă numai 16% din totalul exporturilor. Și exporturile locale înregistrează schimburi după direcția geografică. Ca exemplu, în 2017, exporturile realizate de către antreprenorii din regiunea din stânga Nistrului au excelat spre România și Ucraina, care au devansat Rusia. Este opinia exprimată în cadrul unei emisiuni de către directorul de programe de la IDIS Viitorul, Viorel Chivriga. În același timp, pe partea importurilor, punderea statelor europene însumează peste jumătate din total intrărilor de mărfuri și produse în Republica Moldova. În același timp, pe partea importurilor, ponderea statelor europene e una destul de semnificativă și, practic, însumează jumătate din importurile care vin în țara noastră. Ce ar însemna asta? Asta înseamnă, în primul rând, o reorientare a companiilor spre pieți sigure, asta înseamnă experiență, asta înseamnă tehnologii și asta înseamnă o întărire a segmentului antreprenorial din Republica Moldova. Până acum, circa 30% din companiile care nu exportau deja au experiență în tranzacțiile comerciale externe. În același timp, dacă trecem de la export la partea practică, în ceea ce privește pregătirea exporturilor, aici rezultatele sunt foarte bune în ceea ce privește preluarea standardelor pentru diferite domenii, pentru diferite dimensiuni.
chiar s-a făcut un salt destul de mare. Chivrig a mai adăugat că sunt observate progrese și în domeniul industriei, iar pe partea transporturilor are loc o majorare a traficului de mărfuri și pasageri. În agricultură sunt semnalate schimbări privind antreprenoriatul rural, dar și a politicilor statului. Sunt în derulare mai multe programe europene, efectul cărora se vede în pregătirea business-ului și dezvoltarea rurală. În concluzie, expertul a menționat că mai multe instituții și companii din Republica Moldova au de câștigat în urma preluării bunelor practici și a experienței Uniunii Europene după implementarea acordului de asociere. Născut în satul Valea Viilor, compozitorul Marțian Negrea a rămas în sufletele oamenilor din localitatea sibiană. Devenit o tradiție, festivalul care îi poartă numele adună de fiecare dată, pe lângă localnici, și oameni de cultură din întreaga țară. Muzica artistului s-a auzit și în acest an în incinta Bisericii Evanghelice din așezarea transilvaneană. Concertul coordonat de Miruna Negrea, nepoata marelui compozitor, aducând la viață muzica clasică românească. Am făcut un concurs care a avut vreo 12 ediții, după care a intervenit criza aceasta economică sau nu știu cum să-i zic. Eu nu i-aș zice chiar economică, i-aș zice altfel, dar mă rog. Și atunci nu am mai avut nici sponsori, nici resurse materiale să susțin acest concurs, pentru că este extrem de greu. Era unicul concurs în țară de harpă, de exemplu, pentru că bunicul a scris pentru harpă și atunci normal am făcut o secție de harpă. Un concurs de canto care era la foarte mare înălțime. Vreau să vă spun că unii care după aceea au luat premii prin străinătate și acum umblă lumea, au luat întâi premiul la concursul Marțian Negrea. Deci nu a fost nici concurs de nișă, nici de debara, nici de nimic. Am avut norocul și sprijinul unor oameni de o deosebită calitate în conceperea regulamentului, și nu atât a regulamentului cât a programelor impuse, care sigur cuprindeau muzică de Marțian Negrea, dar nu numai. Cel de pian l-am făcut eu, pentru că asta mi-e meseria, și pentru că am dorit să includ în programul pentru pian lucrări care știu că i-ar fi făcut lui plăcere, adică muzică impresionistă, nu să mergem pe tradiționalul studiu piesă românească, pentru că asta le găsești la orice concurs. Cam asta este cu Fundația Marțian Negrea, care acum însă, pentru că a intervenit această situație materială precară, am trebuit să opresc concursul, însă am marea bucurie și marea, vă spun, n-am să reușesc niciodată să mulțumesc oamenilor de aici pentru ceea ce fac în memoria bunicului meu. Ar fi fost oricum o chestie pe care eu n-aș fi putut să o fac. Am resursele unei primării să fac busturi, să numesc școli. Degeaba pot să încerc, deși bunicul meu este înmormântat în curtea vilei de lângă Ploiești, pe care a construit-o tatăl meu. Deci aș putea să am dorința, mă rog, dorința aș avea-o, dar putința nu, de a numi un loc Marțian Negrea. De ani buni, comuna Valea Viilor găzduiește neîntrerupt festivalul Marțian Negrea, iar anul acesta nu a făcut excepție de la regulă. Manifestările incluse în cadrul zilelor culturale ale județului Sibiu pe Valea Târnavelor a programat și vernisajul expoziției de grafică, sculptură și pictură axată pe tema centenarului Marii Uniri. În centrul atenției au fost lucrările artistului plastic Mircea Ignat, expuse în interiorul Bisericii Evanghelice din localitate. La evenimentul de astăzi din Valea Viilor ați venit cu o expoziție inedită la Biserica Monument din localitate. Da, pentru că am mai avut acum 2 ani o altă expoziție, dar tot legat de acest festival Marțian Negrea, care se desfășoară de 15 ediții. Anul acesta am avut însă permisiunea să expun mai mult în interiorul bisericii și chiar și în zona altarului, știind că la catolici și în special la Biserica Evanghelică Săsești se permite accesul în altar. Lucrările mele sunt legate de lucru sacru,
și nu deranjează într-un spațiu adecvat, cum ar fi Biserica Monument, așa cum la Câlnic, se știe, de ani de zile se desfășoară pe timpul verii expoziții de sculpturi, de sculptură în biserica din Câlnic, biserică tot evanghelică. Am văzut că aveți lucrări în piatră, lemn și chiar pictură. Da, sigur că m-a preocupat să pun ceva adecvat, lucrări de la intrare, în intrarea în biserică, una din piatră și una din marmură, după care lemnul am mers pe faptul că bisericile evanghelice, biserică navă se numeau, erau făcute din lemn și atunci foarte multe elemente din simbolistică, de coloane, de structuri arcade, sigur, au fost făcute din lemn și mai există și astăzi și eu am venit cu partea de simbol adăugit contemporan. Doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile zilei. Dacă surprindeți un eveniment care poate deveni o știre, vă invităm să luați legătura cu noi pe pagina oficială de Facebook AgroTV sau la adresa de e-mail știri@agro-tv.ro. Imediat urmează AgroMeteo și după emisiunea de comentarii și dezbateri Agricultura la raport, realizată de colegul meu Ovidiu Ghinea. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! La noapte vor fi înnorări temporare, averse slabe și descărcări electrice pe arii restrânse în regiunile sudice, sud-estice și izolat, în primele ore, posibil și la munte. În restul teritoriului cerul va fi variabil, vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 5-6 grade în estul Transilvaniei și 20-21 de grade pe litoral. Mâine, valorile termice se vor menține în jurul celor normale pentru această dată. Maximele se vor încadra între 24 și 32 de grade. Cerul va fi variabil cu norări temporare accentuate, averse, în general slabe, și descărcări electrice, local în sudul, estul țării și izolat în restul teritoriului, iar după amiază și în zona de munte. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări în timpul ploilor. Pe profilul de sol 0-100 cm, aprovizionarea cu apă accesibilă plantelor de porumb se va încadra în limite satisfăcătoare, apropiate de optim și optime în aproape toată țara. Local în nordul și centrul Moldovei, sud-estul și nordul Transilvaniei se vor semnala excese de umiditate în sol. Seceta pedologică moderată și izolat puternică se semnalează local în nordul și estul Dobrogei, sud-estul Moldovei, nord-estul Munteniei. Evoluția regimului termic mediu diurn al aerului va imprima ritmul în general normale în desfășurarea proceselor vegetative atât la culturile de câmp cât și la speciile pomiviticole în cea mai mare parte a teritoriului agricol al țării. Cultura de grâu de toamnă va parcurge maturitatea lapte, ceară și de plină, iar în zonele de câmpie se vor extinde suprafețele agricole în curs de recoltare. În funcție de data semănatului, la rapița din Oltenia, Muntenia, Dobrogea și Transilvania, aflată la maturitatea de plină, se va continua recoltarea, izolat fiind posibilă finalizarea acesteia. Sub aspect fenologic, porumbul, în funcție de data semănatului și agrotehnica aplicată, se va afla la înfrunzire, iar în semănăturile efectuate în epoca optimă se vor semnala apariția panicului și înflorirea, îndeoseb la hibrizii extratimpurii și timpurii. Pe ansamblu, lucrările agricole de sezon vor fi întrerupte temporar de precipitații prognozate. Aplicarea tratamentelor fitosanitare la culturile de câmp și pomi viticole. Combaterea buruienilor în culturile prășitoare, având în vedere gradul ridicat de îmburuienare. Efectuarea lucrărilor de recoltare, transport și depozitare la culturile de toamnă și pomii fructiferi. Deschiderea rigolelor de scurgere în vederea eliminării excesului de apă de pe terenurile de luncă și cu drenaj defectuos.